Dumnezeu, cred că n-am avea viață. Nu am exista pe pământ. Și îmi place foarte mult cum au făcut tot. Natură, munți, copaci. Îmi place foarte mult că m-au reușit să mă aducă pe mine aici. Simt fericirea că văd tot așa frumos în jurul meu. Îmi place să merg în pădure. Păi iarna e un pic mai greu, pentru că, nu știu, e zăpada și mare și nici nu ajungeam bine la școală și ne udam. Eram toți uzi. Că să rămân aici singur nu o să fie așa plăcut. Chiar dacă natura e foarte frumoasă aici, nu poți să reușești să stai singur în nimica. Ai mai fost pe aici cu noi și tot pe aici, printre braz, a trecut și anul care tocmai se încheie. Poate crezi că aici nu se schimbă nimic. Nu-i adevărat. Dincolo, de braz, într-o căsuță, s-a aprins o lumină și au început meditații la română, matematică, engleză. Did you remember a little bit? V-ați amintit puțin vocabularul legat de vreme, the weather vocabulary? Năsiua! Haide, Mina, am venit să verificăm dacă se întâmplă ora de engleză. Ora de engleză! A venit Dite! Cine e acolo? Hello. Who is there? What's your name and your name? My name is Mari. Okay, and you are? My name is Ionut. And? Ionut. Irina, okay. Wow, kids, look at this. Ia să vedem, hai să ne lăudăm. Cu ce am învățat noi? Raul, do you want to introduce yourself? My name is Raul. I'm 12 years old. I live in Valul Moților. My favorite color is blue. Thank you, teacher, pentru anul acesta în care ai învățat copii minunați din Cătun cum e să mergi pe jos de la școală printre brazi și apoi să înceapă ora de engleză. Cu toții aveți câte un rucsac. Thank you, teacher. Raul, deschide tu asta. Aici este un rucsac plin cu dulciuri, cu rechizite. Hai să văd cum mă descurc o mână. Avem aici o tabletă. Mulțumim! Da, uite, el aproape tremură. Hei, ce-i cu tine? Așa, thank you very much. Now we can study even more English. Acum putem să învățăm și mai multă engleză. Haide, bine! Aveți și fișe, aveți și tablete noi și ghiozdane. V-am trimis și niște pixuri acolo. Golim pasta!